Al doilea moment este concertul formației MIST.
tot o compoziție proprie. Se leagă foarte bine de alt tipul de afară, deși este valabil orice alt timp. Melodia se numește Zăpadă. Seara aceasta, un invitat special pe nume Cezar Costescu,
se va alătura trupei Mist în această seară pentru câteva piese și împreună sperăm să vă cântăm ulei sau să vă facem să sângereze un pic, da? Yeah.
Îmi place că, chiar dacă sala nu este plină de data trecută, oamenii inimoși sunt în ea și ne face plăcere să audă ceea ce noi dăruim. Și asta ne bucură și pe noi și ne face să dăm tot ce putem datorită acestui lucru. Pentru voi, Wasting Love.
minune. Ok. Rămânem la Iron Maiden și piesa asta cu siguranță o știe chiar toată lumea de aici. Vreau să vă aud. Pentru asta voi vreau să vin pe acolo. Oricum îmi place să stau un loc. Dar știi ce tot puțin e frutul ăla? Pentru că eu am frică de tuneric. Acum prindem. Fear of the dark! We'll be right back.
legată de noi. Cezar Băstescu, așa cum toți știți acum, da? Păi nevoie de nicio prezentare. Mulțumim, Cezar. Mulțumesc și eu pentru invitație cu pe list, Lucian. Mi-a făcut o mare plăcere. Mulțumim foarte. Cezar, bun! Ok! Cum spuneam, pe propriu românește, se numește Desnădejde.
Time's up, never.
cover, ultra mega cunoscută. Rockerii din sală n-au nicio problemă să o, să o filmeze, să cânte pe noi. Pentru că cu toții suntem războinici. Suntem niște războinici ai lumii. Warriors of the world, united!
Deci, nu știu nici acum dacă ați intrat să lăsăm în lumea, așa că vreau să aud și după aia vreau revedere de la dumneavoastră, de la voi, prietenii noștri care astăzi sunteți aici alături de noi. Deci, Riders everywhere, raise your hand!
artist în seara asta. Miss România pe Facebook, dacă vreți să dați un like, oriunde vedeți numele lor pe afiș, vă așteptăm cu drag. Aceeași energie, aceeași forță, o vom da peste tot, oricând. 10, 20, 30, 300, 5.000, nu contează câți oameni, din inimă, pentru voi, cei care sunt în fața noastră. Mulțumim, o seară frumoasă, la revedere! Mulțumim, Mist! Nu uitați, puteți să ne vedea de Revelion la Casa de Cultura Sindicatelor pe platou. Până atunci vă urăm noapte bună și sper să ne revedem la o seară cât mai plăcută. La revedere!